Salutare! Numele meu este Liviu și în acest video vreau să prezint o replică de Airsoft după pistolul Colt M1911A1. Aceasta este cutia. Asta e achiziționat de Airsoft Cluj, actualul Octagon Airsoft. Codul produsului este 2303. În interiorul cutiei găsim manualul de utilizare. Ne arată cum se introduc bilele și capsula de CO2 în încărcător și cum se demontează replica. O cutie cu bile de test, un imbus pentru fixarea capsulei de CO2, replica, și încărcătorul. Replica este full metal, are o greutate de 980 de grame, are blowback și hop up reglabil. Are maxim 1,1 joule și cu bile de 0,20 o viteză de 110-115 metri pe secundă. Pentru a demonta replica, pentru întreținere sau pentru reglarea hop-up-ului, se alinează manșonul cu siguranța în acest punct, apoi extrageți siguranța și manșonul va ieși spre înainte. Puteți scoate această piesă din capăt prin apăsare și rotire. Scoateți arcul. Și țeava externă, țeava internă va ieși spre înainte. Această rotiță este pentru reglarea hop-up-ului. Capătul țevii este prevăzut cu filet, astfel cu ajutorul unui adaptor, veți putea monta un amortizor. Să montăm replica la loc. Îmi place foarte mult sunetul pe care îl scoate la armare. Siguranța poate fi acționată doar atunci când replica este armată. Mai are o siguranță în mânerul replicei, astfel că trăgaciul poate fi acționat doar când replica este ținută, siguranța din mânere este apăsată. Pentru cei cu mâna mică, îi va fi mai dificil să acționeze butonul de eliberare a încărcătorului și a siguranței de eliberare a manșonului, fără a schimba poziția replicei în mână. Cătările sunt fixe, nu sunt reglabile. Trăgaciul, cocoșul, butonul de eliberare a încărcătorului, asiguranța de eliberare a manșonului, siguranța, sunt texturate pentru a nu aluneca.
foarte multe loc, absolut. Deci o 2. Vom face și un test.